Rata de infectare a scăzut vizibil în Mehedinți, la fel ca și numărul de cazuri de coronavirus. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului, au fost înregistrate 14 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. 4.805 persoane au fost infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei și până în prezent în Mehedinți, dintre care 165 de persoane au decedat. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 14 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 868 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 116 persoane se află internate, 480 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 4.508 persoane și au decedat 165 persoane. Rata incidenței cumulative COVID-19 este de 1,75 la 1.000 de locuitori. Rata incidenței cumulative de COVID-19 la 1.000 de locuitori în Mehedinți este de 1,75. O scădere semnificativă în ultimul timp. Totodată a scăzut și numărul localităților unde rata de infectare a depășit 1,5. În acest moment, 9 localități au depășit pragul de 1,5, cea mai afectată fiind Cireșul cu 5,38.